La nord și la sud de ecuator, grădina cu statui, mass media și societatea, cavalerii și piloții Ordinului de Gutenberg, condei, echipuri, voci, agențiile de presă românești și singuri printre ambasadori. Sunt câteva dintre volumele publicistului Neagu Udroiu, apărute în colecția Opera Omnia la editura Tipo Moldova. Acestea vor fi lansate vineri la Biblioteca Județeană, întâlnire la care vor fi prezenți numeroși scriitori și ziariști cunoscuți ai României. La întâlnire vor veni nu numai scriitori interesanți, dar și ziariști foarte cunoscuți ai României, unul dintre ei autorul principalelor cărți lansate de Tipo Moldova, domnul Neagu Udroiu, fost director general al Ager Press la un moment dat, fost ambasador în Finlanda, a fost ambasador în Estonia al statului român, un om care și-a făcut datoria și față de carte, și față de reportaj, și față de presă, dar și față de diplomația română. În această vineri vor fi lansate alte 5 cărți ale lui Neagu Udroiu, tot la Tipo Moldova. Aș vrea să vă spun doar că aici apar câteva colecții foarte interesante, proză contemporană, poezie contemporană, romanul de astăzi, teatrul de astăzi și nu în ultimul rând și poate cel mai important, colecția Omnia. Colecția aceasta este atât de bine făcută și foarte puține edituri, poate editura Univers Enciclopedii să-și mai permită un asemenea lux editorial. Neagu Udroiu a fost ambasador al României în Finlanda și Estonia și are o vastă experiență în mass media și diplomație. A publicat peste 30 de cărți, lucrările sale acoperind o problematică diversă, de la publicistică diplomatică la reportajul de călătorie. Neagu Udroiu și-a consumat o parte din activitatea sa de jurnalist la Agenția Națională de Presă, o perioadă semnificativă fiind directorul general al instituției.